Frați și surori, mă gândeam la ceea ce spune Biblia. Păcatul te urmărește, dar tu să-l stăpânești. Mă gândeam la acești oameni, nu știu dacă nu cumva ei sunt neghina despre care spune Biblia. Biblia vorbește despre neghină. Și Domnul spunea, lăsați neghina să crească împreună cu grâul. Peste tot sunt asemenea persoane. Eu nu cred că există o biserică locală unde să nu existe. Diavolul își are și el, mesagerii lui. Își are mesagerii lui. Biblia mai spune, nu se poate să nu vină ispita, prilejul de ispită. Dar în același timp, Biblia ce spune? Vai de cel prin care vine. Deci vai prin cel prin care vine, te ispitește. Am fost ispitit. Și sunt persoane care pot trece, depăși și nu se lasă ispitiți, dar sunt persoane care nu suportă, care sunt sensibili și cad la ispită. Dar vai de cel prin care vine. Mă gândeam în timp ce vorbea fratele de Absalom, printre altele. Vedeți, Absalom, un alt lucru pe care l-a foarte subtil, zice, cauza ta e bună, nobilă. Dar n-are cine să ți-o rezolve, dacă aș fi eu. Puneți-mă numai pe mine, să vedeți ce bravuri știu eu să fac. Și noi știm ce a fost în stare să facă. Dacă era după el, îl termina pe David și toată casa, pe toți îi omora. Făcea bravuri mari, într-adevăr, dar negativiste, nu pozitiviste, nu pozitive. Ce interesant, mă gândeam, am fost provocat și m-am gândit. Cele două lucruri. Pe de o parte, nu te ducă, nimeni nu te ascultă. Nu-i dreptate. Nu-i dreptate. Dreptatea numai e la mine, cu alte cuvinte. Toți sunt strâmbi, numai eu sunt drept. Iar pe o altă ordine de idei este de dreptate celui care nu are dreptate. Dreptatea ta e bună. Tot pe invers, spunea fratele Radu. Numai să nu fie pe linia așa cum merg lucrurile și cum trebuie. Doresc Dumnezeu să ne dea lumină. Fratele Radu l-a lăsat la latitudinea lui, în sensul că ce-a avut pe inimă. Și eu cred că de la Domnul a fost. Chiar am sesizat în ultimul timp, au fost multe studii și părtășii pe care noi le-am avut în direcția aceasta. Și cel ce stârnește, zice, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 nu-i sunt plăcute. Și ultimul, și cel ce stârnește certuri între frați. Ăsta este un păcat luciferic. E un păcat, dar știți la ce mă gândeam? Sunt oameni care se feresc de adulter, de bună oară, de curvie. Pentru ei curvie e un păcat. Și e păcat, așa spune Biblia. Zice, orice păcat pe care îl face omul, în afară de trup. Dar curvia, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Dar când e vorba de a stârni certuri, acolo nu e nicio problemă. Îl consideră infim, mic, fără valoare. Are valoare mare, trage în balanță, e păcat. A stârni certuri este un păcat. Așa, în continuare, să mai citesc ceva, întărind cele spuse în seara aceasta. Spune aici de bună oară în Proverbe, capitolul 29, versetul 22. Zice aici, un om mânios. Auziți numai cine stârnește certuri. Zice, un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Auziți cine stârnește certuri? Un om mânios. E o mare binecuvântare să nu te mânii, dar un om mânios ăla stârnește certuri. Și un înfuriat, când cineva e înfuriat, face multe păcate. Păcatul, în momentul acela ești predispus, deschis pentru păcat. Și în momentul acela e vrăjmașul, că noi nu-l vedem. Am vrut să spun aici, în general, diavolul îți aduce argumente. Diavolul aduce argumente celui care este predispus pentru așa ceva. Și îi lasă impresia falsă că el este bun. Că el e bun, cauza pentru care militează e nobilă. Apropo de Core, Datan și Abiram, știți ce au zis Core la un moment dat? Zice, ce bine ne-ai medus într-o țară în care curge lapte și miere. La ce? Numai prin tine vorbește Domnul și prin noi. Și Moise în momentul ăla cade cu fața la pământ. Și Moise spune, zice, nu-i suficient că Domnul v-a ales să fiți și voi ceva. Și vreți acum și preoția? Că de fapt o sesiza Duhul care era în Moise.
era o călăuzire a lui Moise. Moise a înțeles un lucru, că de fapt ceea ce urmărește Coret, Datașa, Biram, nu era altceva decât preoția, să înlăture pe Moise și pe Aron și să fie ei, cei trei. Noi știm însă, ne stau ca o pildă în Cartea Sfântă. Și aici, încă o dată, un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Aș vrea să mai citim tot din Cartea Proverbelor, ce ne spune aici în capitolul 16, versetul 28. Foarte interesant spune aici. Capitolul 16, versetul 28 și versetul 32, zice așa, 28. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Pârâtorul. Un om care pârăște. Amintesc din nou o altă dată, într-o împrejurare, am amintit versetul acesta și spuneam, apără-ți pricina, zice tot Biblia, în fața apropiului tău, apără-ți pricina, dar nu da pe față taina altuia. Am întâlnit persoane care, ca să-și apere ei pielea, imediat scot vrute și nevrute și pârăsc și te sperii, te îngrozești și încerci să-l oprești și uneori, vă spun, au fost împrejurări în care efectiv nu l-ai provocat, l-ai lăsat mai bine așa lucrurile, pentru că ai fost conștient ce e în stare să scoată din el și ce să spună. Să lovească în toți, să scoată toate gunoaiele și mizeria în dreptul altora și adevărul și neadevăruri, numai să se apere el. E un mare păcat. Apără-ți pricina, dar nu da pe față taina altuia, ca să nu-ți iasă un nume rău și să nu se mai șteargă niciodată. Asta o face cel care dezbină și cel care stârnește certuri. Așa ne spune aici, în Proverbe, capitolul 16. Și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Merge la unul și pe urmă merge și la celălalt. Și îl și leagă. Frate, vreau să spun ceva, dar să nu spui la nimeni. Uite ce am auzit. Și bietul om acceptă. Și îi spune, uite ce o zis cu tare despre tine, uite ce am aflat. Și pe urmă merge, după ce sigur îl provoacă, și omul se lasă provocat și rămâne și el uimit și crede că e adevăr, merge și la celălalt, că e abil, vrăjmașul, păi asta e meseria lui, asta e slujba lui. Merge și la celălalt după aia și îi spune, mă, uite ce-o zis de tine. Și-o reușit. Și nu mai vezi că te întâlnești cu fratele și nu te mai salută. Sau dacă te salută, dă doar din cap și gata, nu înzâmbe nimica. Te privește așa, parcă e gata să te împungă. Și nu-i mai de acord cu tine și simți, dar nu știi de ce. De câte ori nu s-a întâmplat așa? Ne spune Biblia tot aici, în capitolul 16 din Proverbe, versetul 32. Zice așa, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Mare lucru atunci, să fii stăpân. Să fii stăpân, să nu-ți pleci urechea, spunea fratele Radu, imediat la orice vorbă, imediat. Imediat a luat-o de bună și imediat și rostești sentința și cuvântul și în dreptul tău spui, nu-i bine. E mult mai bine să cântărești, să stai și chiar în momentul ăla să nu spui nimica. Uite, o să mă rog, o să văd și chiar nimic, niciun cuvânt. Și Domnul va clarifica lucrurile, dacă mă las provocat, sigur, pot greși și mă pot potigni. În capitolul 17, versetul 9 și versetul 19 spune felul următor, mai întâi 9. Cine acopere o greșeală, zice, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, ce face? Dezbină pe prieteni. N-ați întâlnit oameni care mereu scot scopul, îi se dezbine pe prieteni și o greșeală mereu o scoate în evidență. Și în anumite împrejurări știe foarte subtil să își introducă veninul, să-l placeze. Și în versetul 19, ca o reluare a ideii, zice aici, cuvântul, cine iubește certurile, iubește păcatul. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și categoric ăla nu va rămâne nepedepsit. Pe ăla îl pedepsește Dumnezeu. Doamne, ferește-ne de certuri, dar ajută-ne, Doamne, să nu fim printre cei care să fim folosiți uneori, fără să realizezi, poate. Nu neapărat, dar dacă odată, de două, de trei ori la un moment dat, fără să îți dai seama, poți cădea într-o extremă greșită. Vreau să spun că nu e o biserică unde să mă duc
Poate la, și la ceilalți la se întâmplă. Unde frații să nu vină cu asemenea probleme. Persoane care vin și spun, frate Eugen, zice, în biserica asta sunt anumite nereguli, nu, ce să facem? Și gata de revoltă. Și când discut cu unii dintre ei, rămân uimit. Frate, zice, ce bine că am stat de vorbă și mă rog, sunt din cei care efectiv se trezesc. Frate, îmi dau seama acum, uite, nu m-am gândit la problemele și la aspectele astea. Atât de subtil, încă o dată, când vine vrăjmașul, el întotdeauna vine numai cu o parte, nu vine și cu cealaltă. El vine numai cu o parte. Aș vrea să citim în continuare, din capitolul 26, versetul 21, aici spune cuvântul în felul următor. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Auziți cine aprinde cearta? Și cel ce stârnește certuri între frați, omul gâlcevitor. Omul gâlcevitor. Aici vreau să vă mai spun încă un aspect. În general, am întâlnit în atâtea locuri, undeva când cineva încerca să-mi spună, și după aceea l-am întrebat, frate, dumneata, ce ești în biserica asta? Care e slujba? Și am aflat amănunte, chiar din gura lui. Și după aceea, sigur, i-am spus ce aveam de spus. Dar de cele mai multe ori, problema cel care stârnește certuri o pune cam și sub forma aceasta. Frate, altădată era nemaipomenit. Dar de ce era nemaipomenit? Că eram eu. De acum, pentru că nu mai sunt eu, nimic nu-i mai bun. Totul este rău, totul este strâmb. Nimic nu mai este bun. Și foarte subtil știe să-și trecoare o travă. Și culmea este că oamenii sunt din cei care se lasă prinși și așa mai departe. Eu mă gândeam în seara aceasta însă, frate Radu, nu numai la nivelul bisericii, și la nivelul familiei, cel ce stârnește certuri. Știți că și la nivelul familiei există persoane care efectiv sunt puse mereu pe ceartă. Am întâlnit uneori, am întâlnit persoane de bunoară, surori, care mereu erau gata de ceartă și s-au ajuns la probleme mai mari. Și în final fratele s-a resemnat și a înțeles, frate zice, n-am altceva de făcut decât să tac și să fiu atent. Altceva n-am de făcut, că altfel zice, toată ziua m-aș putea certa, orice aș face, nu mai pot. Trebuie să tac, să-mi închid gura și așa mai departe. E un mare păcat. Știți ce spune despre o astfel de femeie? Biblia spune, zice, femeia nebună, zice, își dărâmă casa cu însăși mâinile ei. Cu însăși mâinile ei. Femeia înțeleaptă își zidește casa, femeia nebună o dărâmă, e efectiv. Și introduce veninul acesta, o travă aceasta și în generația care urmează, mă refer la copii. Doresc Dumnezeu să dea lumină surorilor noastre. În unul din studiile trecute spuneam printre altele, și fratele Radu a întărit, ce mare lucru să veghem fiecare în dreptul casei noastre, a copiilor noștri, nu să avem timp de alții. Să ne ocupăm de alții, imediat să fim la curent cu nourile, cei nou în familia cu tale, știrile, imediat le auzim. Păi există un toboșar nemaipomenit, ăsta-i diavolul, care știe, are metodele lui, imediat să auzim și el știe la cine să vină mai întâi, la cel care e gata să transmită mai departe vestea și știrea. La momentul acela să nu aibă acces, să nu avem timp pentru așa ceva, avem noi atâtea probleme la ora actuală. Și când mai vezi câteodată câte o persoană cu atâtea probleme și poveri pe umeri și gata să ocupe de poverile altora și de știrile și de veștile care circulă dintr-o parte în alta. Încă o dată doresc Dumnezeu să ne păzească. Aș vrea să amintesc ce spune Cartea Sfântă cu privire la ceartă și Noul Testament. De bună oară Noul Testament, pe lângă versetele care erau deja menționate aici, spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, Apostolul Pavel spune aici, printre altele așa, căci fraților am aflat despre voi de la Cloiei că între voi sunt certuri. Erau certuri și în biserica din Corint, dar nu era în ordine. Pavel nu i-a lăudat. Pavel nu i-a lăudat și nu i-a ridicat, pentru că în capitolul 3, versetul 3, ca o întărire a ideii, spune așa, pentru că tot lumești sunteți, în adevăr când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Deci un om care se ceartă și care stârnește certuri, ăla-i lumesc, să rețineți, nu-i duhovnicesc, acolo nu-i duhul, acolo e firea cu F mare, firea, nu-i duhul.
Și Apostolul Pavel spunea corintenilor, voi sunteți tot lumești și nu vă pot întări cu, și hrăni cu mâncăruri tari. Trebuie să vin din nou cu lapte și îi dojenește și îi mustră și încearcă să-i corijeze și să-i îndrepte. Și în vremea aceea, să știți, erau atâția care se ocupau de această lucrare demonică. Spune aici, în prima epistolă, Pavel, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 4, dar citim și versetul 3, îți spune așa: după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești, auziți, să poruncești unora, să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Și atunci erau certuri de vorbe, erau tot felul de stări tensionate. Și în loc să fie propășire și înaintare, erau tot felul de momente în care poporul se oprea și în loc să plece bucuroși și fericiți, plecau dezbinați. Dezbinați și zdrobiți și împovărați. În 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 22, Pavel îi spune lui Timotei în felul următor: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și acum atenție! Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Dau naștere la certuri. Eu vreau să vă spun aici, să știți că există întrebări subtile, cu adresă, care efectiv dau naștere la certuri. Și dacă te lași provocat, efectiv, la un moment dat, nu mai poți să stăpânești lucrurile. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ferește-te de astfel de vorbe, fii foarte atent. Controlează-le tu, nu ele să te controleze pe tine. Pentru că în continuare spune aici, în versetul 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Unul care se ceartă, ăla numai, cine stârnește certul și care se ceartă, categoric ăla nu-i mai robul lui Dumnezeu. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Nu poți să ajungi la cunoștința adevărului decât prin această pocăință. Și aș vrea ca o întărire în Iacov, capitolul 3, versetul 16, întărind cele menționate, aici spune versetul 16 și Iacov vorbește în această direcție. Zice că acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Dar înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pacnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Iar versetul 18, și roada neprienirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Biblia mai spune în Matei, capitolul 5, ferice de cei împăciuitori, pacificatori. Nu spune ferice de cel ce reușește să stârnească ceartă. Încă o dată, nu se poate să nu vină ispita, dar vai de cel prin care vine ispita. Păi la nu-l fericește Dumnezeu, ci Biblia spune, vai de el. Apoi aș vrea să mai citim din Proverbe, capitolul 10, versetul 12, spune așa: ura, vă rog să rețineți, încă un amănunt, ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Deci ceea ce stârnește cearta este ura. Un om care are ură, ăla va umbla pentru ceartă și va stârni ceartă, dar dragostea acopere toate greșelile. Și apoi în Proverbe 14, versetul 29 și 30 spune așa: cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. Face multe prostii, cuvântul e foarte tare. Cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă, zice versetul 30, o inimă liniștită, foarte frumos, o inimă liniștită este viața trupului, viața trupului și a sufletului. Nu mai vorbim de suflet.
Dar acum e vorba chiar fizic. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Putrezirea oaselor. Și din punct de vedere fizic. Un astfel de om, și el bolnav, se îmbolnăvește, dar îmbolnăvește și îi contaminează și pe cei cu care intră în tangență, pe cei din jur. Doresc Dumnezeu să ne dea lumină. Doamne, ajută-ne întotdeauna să fim racordați la voia Ta, la planul Tău. Ajută-ne, Doamne, întotdeauna să fim călăuziți de Duhul Tău. Să nu ne pripim, unul din gândurile care mi-au rămas în seara asta, din studiu, să nu fim gata imediat de a accepta orice. Una, două, e vremea, vreau să nu uităm când bârfa este la culme. Vorbirea de rău, despre care se vorbea și în studiile trecute, că nu e admisă și Dumnezeu este împotriva ei. Când în loc să te uiți și să vânezi la cineva partea bună, eu vânezi pe cea negativă. În loc să vorbești despre el pozitiv, vorbești negativ. Dar noi, cei de aici cel puțin, noi să nu fim așa. Și noi dimpotrivă, noi și familiile noastre, ca să putem beneficia de binecuvântarea Domnului. Doresc încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre. Să ne ajute Domnul și la nivelul familiilor noastre să promovăm binele și lucrarea bună.